Peste 300 de fermieri din Alba sunt așteptați la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură să-și depună documentația pentru acordarea sprijinului pe motorină utilizată în agricultură. Termenul limită până la care se poate solicita subvenția pe motorină este 30 iulie. Potrivit APIA Alba, cererea trimestrială de plată trebuie însoțită de o situație centralizatoare a facturilor cu cantitatea de motorină achiziționată în trimestrul 2-2012, copii ale facturilor de cumpărare a motorinei, declarație pe propria răspundere că solicitantul sprijinului nu este în dificultate financiară, precum și dovada existenței unui cont special deschis la trezorerie. Am început preluarea în data de 17, deja au depus 80 de fermieri, deci până la 300 cu câți avem încheiat acordul prealabil, mai sunt de primit vreo 230. Facem apel la fermieri să depună documentele până în data de 30 iulie. Acest ajutor nu poate depăși 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanțare prin rambursare. Reprezentanții APIA recomandă fermierilor să depună documentele din timp și să nu lase pe ultimele zile pentru a se evita aglomerația de la birourile de primire.